După tradiție, varza se pune la mura de Sfântul Dumitru. Atunci este ziua când gospodinele pregătesc butoaiele pentru varză, care încântă mesele peste iarnă. Este bună pentru sarmale, pentru salată, dar și pentru o gustoasă rață la cuptor. Printre clienții din piața centrală am întâlnit și o gospodină care ne-a destăinuit puțin din secretele rețetelor cu varză. Avem multe rețete cum să face cu varză, e foarte bună. Și una dintre ele care? Păi să zicem așa, varză cu rață la cuptor, sărmăluțele care este originale din România, cu jumări să face, cu costin. Eu mă referam la varză, când o puneți la murat, dacă aveți un secret. Da. Vezi, se pune la fund, cum toată lumea. Se pune cam ustulete de porumb, mărar, uscat, se pune. La mijloc tot așa se pune mărarul și deasupra se pune tot așa ca să fie ea bună zeama de varză, da, care spunem, o consumă și copiii la masă. Da. Din cauza faptului că mulți giurgiuveni respectă încă tradiția de a pune varză la murat de Sfântul Dumitru, precupeții din piața centrală se plâng de faptul că cel puțin deocamdată vânzările merg prost, cu toate că a început sezonul conservării verzei pentru iarnă. Vânzătorii spun că nu prețurile sunt de vină, ci faptul că giurgiuvenii încep să cumpere varză în cantități mai mari la sfârșitul lunii octombrie. Așadar, prețul unui kilogram de varză pornește de la 70 de bani și se oprește la 1 leu, însă pentru clienții care cumpără mai multe kilograme, precupeții fac și reduceri. Aveți vânzare? Nici de tot, nici de jos, așa, cam de mijloc. Față de alți ani, cum vedeți că este vânzare? Mai prost, deci tot anul mai prost a mers față de alți ani. Din ce în ce mai prost merge? Nu prea. Nu. Au zis că e prea din timp, este cald și după Sfântul Dumitru. Dar față de alți ani, cum vedeți că este vânzare? Slab. Slab de tot. Nu prea. Cel puțin la noi aici nu. Poate fac. Nu se adună așa pentru varză. Dar dacă vine cineva să cumpere în cantități mai mari, faceți reduceri? Da. Mereu facem reduceri. Unii vânzătorii și atrag clienții prin reduceri de prețuri, alții recur la alte metode destul de atractive. Luați varză de la mine, 80 de kg și vă dau transport gratuit. Ai văzut? Gratuit. De la 80 de kg sus, transport gratuit la domiciliu în oraș. În ceea ce privește prețurile, acei puțini cumpărători pe care i-am găsit în piață spun că sunt destul de acceptabile. Alții venind chiar din București să cumpere, piața din Giurgiu fiind mult mai ieftină ca cea din capitală. Cum vi se par prețurile? Bună. Față de alte piețe din București, de exemplu. Nu suntem de aici, de în București. Câte kilograme de varză cumpărați? Aproximativ, așa. 50 de kilograme, eu știu. Puneți în fiecare an varză? Exact. Să zicem așa că am cumpărat cam vreo 35-40 de kg de varză. Puneți în fiecare an? În fiecare an punem varză, da? Pentru că e necesitatea casei. La iarna ne facem la bucătărie sărmăluțe, mai călită, mai cu o cărnică de porc. Cei interesați au timp mai bine de o lună să procure varză pentru murat. Cumpărătorii, dar și vânzătorii sunt de părere că prețurile vor mai scădea în următoarea perioadă, dar asta numai dacă cererea va fi mai mică decât oferta. Și cum producția de varză din acest an a fost mult mai bogată față de cea din 2012, este posibil ca prețurile să scadă mai mult decât anul trecut.